Haide. Nu mai ce nu se duce. Nu, 2, s-a prins în piatră. 3. Bă, e culmea, bă. Ce facem noi acum? Scoatem placa de gard că a luat firul ăsta. Aoleu, nu mai pot. Știi ăla care și-a făcut car în casă și după aia n-a putut să o scoată din casă? Eu sunt ăla. Nu, dar nu știu cum ai băgat-o tu aici. Ne aflăm în dimineața zilei de vineri. Ultima zi că Vasile pleacă mâine. A tras Vasile zilele astea, dă-l doare, cum ai zis mă, și degetele de la picioare. Nu am mai auzit să te doară degetele de la picioare de la muncă, da? E ceva nou. Cum ai fi muncit? Ai muncit pe vârfuri? Ce? Deci noi aseară am terminat tavanul de pus la loc. Acum trebuie dată o mână, două de clet, cred că una ajunge la tavană. Așa. Am încercat să facem acolo experimente, să vedem dacă merge să tragem glet direct pe faianță. Și merge, dar cred că trebuie plasă, nu? Și pe lemnul ăsta. Deci experimentele astea, dacă o să meargă, o să vă folosească vouă. Să... Așa. Și în camera asta, pentru că n-a fost căldură, dacă știam, lăsam căldura pornită. Peretele ăsta nu s-a uscat. Am pus căldura acum. Aici a tras, s-a uscat peretele, dar are crăpături, nu știu dacă se vede pe cameră. Și o să mă duc să iau plasă. Toată lumea a rămas acasă, doar eu cu Vasile am venit. Acum Vasile sper să găsesc plasă, pentru că e sărbătoare la ăștia. E vineri, vinerea mare, cred, la ei. Și nu știu dacă... Dacă găsim plasă... Să putem să punem, că nu e mult decât bucata aia de faianță. Și în living, acolo la peretele, la rest nu sunt crăpături. Și Vasile are timp să dea o mână, două azi. Da. L-am lăsat pe Vasile pe șantier. Mă duc să caut plasă. Deși am o impresie destul de proastă că nu o să fie deschis pe nicăieri. N-am luat în calcul că la englezii sărbătoare acum. Și cred că o să fie închis peste tot. Dar Vasile trebuie să mai dea o mână, două pe pereți și sunt anumite locuri unde s-a crăpat. Și din ce am înțeles, fără plasa aia și muncă degeaba și pierdut și material pierdut. Da. Căutăm plasă și revenim. Bună dimineața! Bună dimineața! Am venit aici la magazin. Cum stau treburile? Aveți plasă? Plasă de... Da, pe pereți. De pus pe pereți. Nu avem deloc din aia. M-am spus că avem aici un român, uite, numele la firmă, Basement LTD. N-are plasă, dar a zis să m-a trimis undeva, să mă duc să găsesc. E mișto așa să ai un român să întreb, păi, caut acolo, am și o nevoie. Și să fie ca în România. Și cum la, că linkul ăsta nu e chiar... Nu e ca Londra să fie un milion de români. Suntem, nu știu dacă suntem 100 sau 200 de români în Lincoln și există două frizerii ale noastre. Există, era și un restaurant românesc care nu știu, s-a închis, nu știu de ce. Service. O să vă duc într-o zi la service să vedeți un service unde avem un român pe care toată lumea îl caută să își repare mașina, să vadă ce pune testerul pe ea și așa mai departe. Deci și acum să sperăm că o să apară și o firmă de curățenie al unui român sau unor români, să zic așa. Cum avem aici în țara asta curdiștanii, avem un curdiștan și a deschis o frizerie, după care s-a umplut tot High Street-ul. High Street este bulevardul principal. S-a umplut de frizerii una lângă alta, numai curdiștani.
care tot un curdișan și-a deschis o spălătorie, cred că v-am mai spus. După aia și-a deschis 4 spălătorii și-a mai deschis încă unul și s-a umplut Lincoln tot așa. Asta trebuie să facem și noi românii, să avem să avem din ce în ce mai multe afaceri, să acapărăm piața și să ne ajutăm între noi. Ce credeți? Ăștia care au spălătoriile, patronul la spălătorie, unde credeți că se tunde? La ai lui. Aia care se tund în frizerii, unde credeți că vin cu mașinile să și le spere? La el, la spălătorie. Știi? Asta e. Eu oricum unde găsesc român folosesc serviciile noastre. Asta e seama, ca așa. Dar încă o dată spun, Lincoln nu este o comunitate chiar atât de mare. Am descoperit pe Ionuț aici, cu materiale de construcții, bine, și lângă casă. Dar mă duc prima oară la el, dacă am nevoie. Dacă nu găsesc, nu are, băiatul mi-a zis, du-te acolo că găsești, nu e, să zic, vină, cumpără de la mine, nu e omul așa. Chiar îmi place să avem așa o comunitate frumoasă de români. Vasile, am venit. Cum merge? Băi, tot, și toate hainele ai boss, și șapca, și tricoul, și cafeaua, toate cu boss. Merge? Merge? Am adus ceva să mâncăm. Hai mă că iese, mă, Vasile. Vreau să mă duc să văd. Și cu muzica asta aici? Îmi bagă de la copyright. Păi dar n-ai terminat aici. N-ai dat și pe pereți. Ia unde ăsta, să spui dacă îți place. Da, mă, că tot din Japonia e. Din Japonia? Da. Nu cred așa ceva. Uite, ia. Tu ai păcat rău fi la fel. Sunt curios dacă îți place. Da. Nu se fie, mă, din Japonia. Am luat acum de la Curtis. Nu vezi? Ia de ăsta, mă. Adică și de la, da. Sunt dacă mai la matură, e? Mai vrei să mai dai? Da. Și când mai ești de ghelin, mă? Îți place Vasile ăla? Da, foarte. Ai mai mâncat? Ai mai mâncat? Am mâncat ăsta. Ah. E foarte. Ăsta e my favorite. Să mutăm rulota astăzi. Să scoatem de aici. Să tragem în partea asta, să scoatem afară. Să scoatem rulota cu mașina direct. Simt că am 10 centimetri. Nu știu dacă putem să o scoatem cu mașina, dar încercăm. N-ai cum să întorci, frate. Da. Desfă-o. Da. Deci noi acum dacă reușim să o tragem drept așa cum e. Fără Elena să vină, că avem nevoie de ea, să țină de ăsta. Să țină de ăsta în sus. Sau ții tu. Deci e nevoie și de ăsta, înțelegi? Ca și firmă. Când noi îl tragem, după mânt poate să tot muncească.
Stai așa. Mai dai și eu. Bun. Păi, și te l-am făcut apă poză jos. Mult, taci. Puteți să o lăsăm tot dacă vrei. Atât. Tu poți ajunge în spate? N-am. Acum am cheltuit și poți să trebuie. N-am cum. Nu. Știi care e problema? A căzut și asta de lumină. N-are. Știi care e problema? Când o să ajungem aici, o tragem. Nu e problemă dacă o trag, dar aici cât de cât vin cu mașina și o trag. Hai să scoatem o dată. Așa. Stai. Și la acolo? Păi ce facem noi acum? Scoatem placa de gard că a lovit. Aoleu, nu mai pot. Știi ăla care și-a făcut car în casă și după aia n-a putut să o scoată din casă? Eu sunt ăla. Nu, dar nu știu cum ai băgat-o tu aici. Am scos placa de gard. Că ar fi rupeam gardul. Și rulota. Hai, trageți voi și eu împing. Hei! Dai. Stai să mă duc eu în partea aia. Mai ai vreun bec pe mașină, mă? Care e bec? I've only two. Bravo, băță. De cât ăsta nu merge, restul de tot. Pe schimbă-l cu poziția, nu ai nevoie de poziție. Dacă... Ca să văd dacă sunt becurile la fel. Nu știu nici, n-am bec. Dacă avem semnal, e perfect. Asta e plasoria. Asta o dată e cartonul. Deci nu-l lași pe Spider să stea acolo, mami? Merge, dar nu știu ce să-l fac să stea. Ah. Ai vreun scurt. Când apeși pe ăla? E un contact, nu face contact din ei. Ia stai, 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 repet cu asta. Unde îl pui? Pe geam în spate? Da. Păi da. Așa. Bravo. Gata, stand de plecare. Super. Să mergi ușor. Păi îți dai seama, îmi pui pe și mie. Ca să nu te cadă. Cui e ușa. Îmi cui e ușa. Nu mai depășești nimic. Pe asta nu e a mea. O iau în partea asta? Nu, las-o aici, frate, că poate cine știe ce mai trebuie. Unde? Pune-o pe geam acolo, dacă-i. Da, hai să mergem. E bine, e bine.
Da, frate, că și-a revenit și asta, că nu merge. Ce? Asta nu merge, nu am plecat. Da. Asta s-a aprins pe drum. Fără frică. Da, să filmezi tu, știi? Vasile! Stai așa, că are treabă domnul Vasile. O întoarceți, da? Tata, trebuie să o mai las-o un pic în față. E prea lăsată. Ce bine e curte. Așa, cât mai încolo. Ușor, aveți grijă, nu vă loviți. Așa, ok, și îndreptat acum. Ok, ok, cu îndreaptă, bravo, bravo. Merge. Ce, îndreptată sau spre gard? Așa, gata. Pune-i frâna, frate. Ah, low battery. Mamă, deci n-a luat toată curtea. Dormitorul dumneavoastră în seara asta. Deci n-a luat toată curtea rulota, vezi? Acum vezi de ce o punem acolo? Până aici îți vine. Nu mai avem deloc spațiu dacă nu o punem acolo. Bă, lasă-mă. Bă, bă, adică asta direct de văruit? Mă, ce perete frumos. Dacă n-ai un Vasile să-l cumperi. Și în partea asta la altă mai dau și bilgher? Nu mai trebuie, așa. Așa rămâne. Gata, frate. Așa. Îți place sau mai dau o mână? Îmi place, da. Îmi place, măi, leu. În caz nu-ți place, mai dau o mână. Toată ziua te chimit aici. Da. Unde se scurge apa? La tine în curte? A? Nu, intra în perete aici. Vezi? Și a găsit gaură și vreau să ascund găurile astea. Să bag aici. Asta l-am lăsat cu 10 cm. Să aibă scurgere, nu? Și să pui mâna să ții, vezi asta? Aha. Pui aici capul ăsta, îți trebuie un cap în partea cealaltă pentru că scurge apa. Acolo n-are, nu? Nu, n-are. Știi ce mai trebuie să fac? Într-o zi trebuie să schimb banda aia. Pantă. Are. Da? Are pantă. Păi are, dar trebuie să ascupi în partea altă, că scurge pe acolo. Da. Deci ăsta este material de special de pus faianță, faianță, nu? Faianță, da. Cu care am dat și pe peretele la acolo. Vasile zice: dom'le, eu nu fac lucrări de-astea, că după aia dacă nu iese, cum ai zis-o? Zice lumea după aia că... Cine a lucrat? Cine a lucrat? Așa că mi-au răspunderea, că eu experimentele astea le fac pe pielea mea. Vreau să văd dacă merge, știi? Ok, așa. Înțeles acum. Deci da. Ați auzit oameni buni. Deci sunteți martori la prima mea bucată de faianță. Și așa nu trebuie să fac nimic pe peretele ăsta, nu? Nu. Și un pic așa, nu e? Uh-huh. Acum pot să plec acasă. Oleu, ți-ai trumat pe ziua de azi?
Gata, să încheiem vlogul. Am înstărit poarta. Să nu uităm de rulotă. Că am venit cu rulota. Așa. Toți actorii fug din cadru. Îți place, mă, Buță? S-a terminat peretele ăsta. A ieșit. Mai trebuie vopsit. Nu umbla acolo, că e curent. Așa, și ăsta. După care trebuie... Bă, dar parcă îmi place marul ăsta, Vasile. S-a dat și sus o mână la baie, dar nu mai urcăm. Și aici... Peretele ăsta o să mai trebuiască dat o mână. Tavanul zugrăvit. Aici trebuie pus un colțar acolo. E pregătit colțarul, dar... Așa. Făcută curățenie. Și jos o să punem un linoleu. Din câte am înțeles. Și cam asta s-a făcut. S-a făcut o grămadă.